Ținutul fluturelui albastru este area din nordul Clujului, aflat între cele trei mari municipii, Cluj-Napoca, Gherla și Dej. Este oarecum locul în care se sărută câmpia Transilvaniei cu podișul Someșan. Acest lucru, fiind buza câmpiei Transilvaniei, fiind o zonă nici prea umedă, nici prea uscată, a creat un lucru unic, niște pajiști speciale, locașul fluturelui Maculinea. De foarte mulți ani, din copilărie, mă ocup de fluturi. Ne aflăm într-un sit Natura 2000, dealurile Clujului Est, un loc privilegiat, un sanctuar al naturii, care a rezistat, datorită activităților tradiționale, de cosit și pășunat cu număr redus de animale, de-a lungul secolelor, unde patru specii, protejate de fluturași albaștri, se regăsesc și trăiesc de foarte, foarte multă vreme. În cadrul acestei biodiversități, fluturașii au niște pretenții, au niște cerințe ecologice pe care trebuie să le găsim în anumite locuri și în acest loc găsim toate cerințele acestor fluturași, pentru că nu mai există altundeva în Europa, în această complexitate, în această asociere. Prezența acestor fluturi indică un mediu natural păstrat în condiții intacte. Oamenii care trăiesc aici trăiesc într-un aer curat, apele care sunt aici sunt încă ape nepoluate, natura în întregime se află într-un echilibru așa cum ar trebui să fie peste tot. Din păcate, nu mai găsim asemenea fragmente de natură decât foarte rar. Altfel spus, indică un mediu sănătos unde fiecare om și-ar dori să trăiască. Fluturele albastru, această denumire, simbolizează mai multe lucruri, cadrul natural, dar și alte povești albastre. Poveștile nobile, de exemplu, oriunde ne ducem în acest ținut, dăm de castele, de vechi conace, de cetăți sau de ruine, care demonstrează urmele unor nobili, unor povești cu sânge albastru. Deliciul pentru noi înseamnă pasiune, în primul rând, familie, pentru că e o afacere de familie, și în al treilea rând înseamnă calitate, pentru că facem produse de calitate. Am participat la cel mai important institut de certificare a calității din lume, se numește International Taste Institute. Are loc la Bruxelles, o dată pe an se întrunesc 200 dintre cei mai mari somelieri și bucătari din lume. Am primit pentru siropul nostru două stele Superior Taste Award, care sunt considerate stelele Michelin ale alimentelor. Ne aflăm la sediul Fundației Carlo Zoltan din Răscruci, mai exact în incinta expoziției de artă populară. În curte se desfășoară a 28-a ediție a Taberei Internaționale de Muzică și Dans, unde se predau dansuri și muzică locală și regională. Numai pe Valea Someșului Mic putem să găsim mai multe dialecte care au multe în comun, dar fiecare a sat are specificul lui. Această diversitate, atât muzicală cât și în figurile de dans, este ceea ce ar trebui păstrat și asta încercăm noi să facem de 28 de ani. Pentru consumatorul adult, torta dulce reprezintă dulcele copilăriei. Suntem producători de turtă dulce din Bonțida. Producem turtă dulce tradițională după o rețetă veche de peste 100 de ani. Ducând mai departe tradiția în această familie, contribuim și la dezvoltarea locală a comunității. In 1990, the first time I came here, I felt in love of this beautiful village. For the Romanians it's a Sikh, for the Hungarians it is Sikh. 14 years I attended dance camps in Transylvania, and then I bought a very nice blue house. And more people from Hungary told me how famous was this house.
And then slowly came the idea, maybe it's a good combination, bed and breakfast, dance house and museum. I always say Sik is the cradle of the Hungarian dance house movement. It's a very interesting place with a lot of history. Momentan stau la Cluj, dar pe termen lung aș dori să mă întorc în sat și să mă stabilesc aici. De aceea am deschis o mică afacere și asta am vrut să combin cumva, să reabilităm o șură veche și așa pe termen lung putem organiza tabere pentru copii și tabere de dansuri. Ne-am mutat la țară, ne-am mutat din Cluj, am ales să trăiesc în natura. Natură care îmi influențează și viața frumos, dar și lucrările care le fac eu. În fiecare zi descoper câte o plantă care mă fascinează și o transpun efectiv în ceramică. În demersul nostru de a cultiva legume și de a atrage cât mai mulți clujeni în zona Vultureni, am dat concursuri și ne-am implicat activ în a începe să organizăm evenimente. Am ales să organizăm astfel de festivaluri pentru a da șansa multor producători mici ca într-un timp scurt de câteva ore să reușească să comercializeze întreaga lor producție. Învață cum să și le ambaleze, cum să și le pregătească astfel încât să le vândă cu succes clujenilor. Ținutul Fluturelui Albastru este un loc de trăit, un loc de trăit experiențe, e și un loc în care să trăiești din nou ca la bunici, să trăiești sănătos, în mediul rural, aproape de Cluj-Napoca.